Hai Moldova, hai Strășeni! Activitatea de salubrizare de nivel național, care urma să se desfășoare pe 16 aprilie, a fost amânată în localitatea Strășeni din cauza ploilor. Astfel, tinerii din întreg raionul au ieșit să facă curățenie astăzi. Astăzi ne-am adunat cu toții pentru a face ordine în orășelul natal. Acesta este echipamentul specializat pentru Ziua Națională a Curățeniei. Și începem lucrul! Cu suportul organizațiilor obștești, care sunt în oraș, cu suportul, vă zic, a unității militare care este la noi. Vom sădi copaci, vom curăța în centrul râpă care este, avem organizat transport, patru unități, adică să nu fie, din punct de vedere organizațional, să nu fie niciun impediment, adică să fie tot organizat bine, gunoiul să fie transportat la locul destinat și să rămâie această zi ca o zi frumoasă, ca o zi ca amintire pentru toți cetățenii, ca să curățenie care va fi astăzi făcută să fie păstrată pentru viitor. Activitatea locală a fost manevrată de organizația non-guvernamentală Cultura Nouă, care fiind susținuți de conducerea localității și a raionului, au făcut rost de echipament specializat și saci de gunoi. Astăzi, aici cu elevii liceului teoretic Ion Vatamanu, ei salubrizează râpa din spatele parcului Mihai Eminescu. Tot această râpă din centrul orașului urmează să fie salubrizată, am înțeles că și de partidele politice care se vor implica și ele în această acțiune, și de Inspectoratul Ecologic și de multe alte organizații care ne bucurăm că au răspuns pozitiv la apelul nostru și în această zi vor ieși la salubrizare. Participanții s-au arătat a fi foarte impresionați și dornici de muncă. Chiar mai mult de atât, faptul că au scăpat de ore i-a făcut să fie și mai activi. În primul rând ne-au luat de la lecții și am avut 3 de fizică la rând. Pe urmă am făcut și eu niște fotografii cu râpile murdare din Strășeni și mai ales mea la deal e foarte murdar și aici tot așa era murdar. Deși am vrut să ies ca să punem toți mână la mână să putem face ceva bun pentru viitorul nostru, pentru că asta este apa care curge. Și ieși duși în fântâni și majoritatea dintre noi iubeau. Vreau să fie oraș curat și noi de asemenea. Trebuie să fim niște oameni curați și să participăm la aceste acte de binefacere. Cum, e greu munca? Nu, e destul de ușor, pur și simplu trebuie mai mult forță și atât tot. Vreau să ajut natura să fie cât mai curat orașul nostru Strășeni și să prosperăm. În activitatea de salubrizare a localității au fost antrenați și militarii batalionului de geniu.